Un anunț postat pe pagina de Facebook Panoramic Imobiliare Cluj a stârnit mii de reacții în mediul online. Mai exact, anunțul însoțit și de imagini prezintă o ofertă de închiriere a unei garsoniere de 11 metri pătrați cu prețul de 200 de euro lunar. Anunțul a devenit viral și a făcut deliciul internauților în ceea ce privește comentariile. O garsonieră de 11 metri pătrați situată în orașul Cluj, dată în chirie pentru prețul de 200 de euro, a ajuns virală pe internet. Locuința de mici dimensiuni a stârnit amuzamentul internauților care nu au ezitat să facă glume. N-am văzut niciodată interiorul unui zar. Am mai mult spațiu pe card. Dacă se supără proprietarul, își ia garsoniera și pleacă acasă cu ea. Pozele sunt făcute din frigider. Asta e sala de așteptare până ne prezintă garsoniera. Sunt doar câteva dintre sutele de comentarii ale internauților. De asemenea, au fost realizate și sute de poze amuzante pe acest subiect. Oamenii au făcut colegi de chirie pe însuși președintele Rusiei, Vladimir Putin, dar și pe cel al Franței, Emmanuel Macron. Unii dintre aceștia au pus-o ca decor pentru celebra piesă pentru copii ce aparține găștii Zurli, Am o căsuță mică. Iar cei mai spontani dintre ei au spus că au și alte variante disponibile pe alte culori, ilustrând cu o cușcă pentru câini, subliniind faptul că ar avea aceleași dimensiuni. La toată această situație virală au luat parte și cei de la MEAI și MEAPN, care au lăsat de asemenea comentarii haioase. Cât despre piața imobiliară din Cluj, analizele recente au indicat că sectorul imobiliar a avut scăderi și creșteri frecvente în timpul pandemiei. Chiriile au crescut cu 3,47% conform unei analize făcute de agenția imobiliară Blitz. Însă pe segmentul de vânzare a apartamentelor s-a înregistrat o scădere de 3,66% în luna mai a anului trecut, a mai arătat aceeași analiză.